Deoarece temperaturile sunt în continuă creștere în județul nostru, iar meteorologii anunță temperaturi caniculare în următoarea perioadă, inspectorii cărășeni de muncă aduc la cunoștință firmelor din județ faptul că în perioadele cu temperaturi care depășesc 37 de grade Celsius au obligația să asigure măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă. Aceste măsuri se referă la reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în locuri umbrite, iar pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, trebuie să li se asigure apă minerală, câte 2 sau 4 litri de persoană, dușuri și echipament individual de protecție. Angajatorii care se află în imposibilitatea de a asigura condițiile amintite, de comun acord cu sindicatele sau reprezentanții salariaților, vor lua măsuri de reducere a duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru până la ora 11 și după ora 17, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiții de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri. Să asigure examenul medical la angajare și control medical periodic, să urmărească depistarea precoce a salariaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, trecerea în măsura în care e posibil în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni medicale care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. În instituțiile și unitățile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv conducătorii instituțiilor. Pentru a evita pericolele iminente, inspectorii cărășeni de muncă recomandă tuturor angajatorilor să-și organizeze activitatea respectând drepturile propriilor angajați și să aibă în vedere faptul că sunt pasibili să fie amendați de inspectorii de muncă. Cu amenzi cuprinse între 1500 și 2500 de lei, atunci când nu respectă măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Recomandăm tuturor angajatorilor să-și organizeze activitatea respectând drepturile propriilor angajați fără a pierde din vedere faptul că sunt pasibili de a fi sancționați contravențional de inspectorii de muncă, cu amenzi cuprinse între 1500 și 2500 de lei, atunci când nu se respectă ordonanța de urgență a Guvernului numărul 99 per 2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.